că a fost component al echipei naționale de fotbal a Braziliei, a luat parte la nu mai puțin de 4 ediții ale Campionatului Mondial de Fotbal. Edson Arantes do Nascimento, supranumit Pelé, Perla Neagra a fotbalului sau El Rei del Fútbol, s-a născut la 23 octombrie 1940. Descoperit la 11 ani de Valdemar del Brito, Pelé avea să ajungă component al echipei FC Santos și apoi al naționalei țării sale, care va câștiga pentru întâia oară Campionatul mondial de fotbal din Suedia anului 1958. Cu Perla Neagră în componență, Brazilia înscrie 5 goluri în poarta suedezilor, 2 fiind semnate de Pelé. Cu un mare apetit de gol și un simț extraordinar al porții, un dribling nemaipomenit și o capacitate formidabilă de a controla mingea, fotbalistul carioca a marcat în cuprinsul carierei sale 1201 goluri în cele peste 1270 de meciuri jucate. Constantemente incomparável Pelé, Pelé, com a grandeza de fazer 1281 gols lindos, lindos, de cabeça, de virada, de bolzinho, de bate-pronto, de bicicleta, de carro. Din următoarele 3 campionate mondiale organizate în 1962 Chile, 1966 Anglia, 1970 Mexic, echipa braziliană, cu Pelé în componență, ratează câștigarea finalei celui din țara lor zilor, adjudecându-și însă Cupa Mondială la edițiile din Chile și Mexic. Din multitudinea golurilor marcate de faimosul sportiv, considerat de multă lume cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, ultimul din carieră, vine să argumenteze în plus, dacă mai era nevoie, sintagma legendarului brazilian: se pare că Dumnezeu m-a adus pe pământ cu misiunea de a juca fotbal.